Nu strică să amintim aici că există un punct matematic înăuntrul nostru înșine. Incontestabil, un asemenea punct niciodată nu se află în trecut și nici în viitor. Cine vrea să descopere acel punct misterios, trebuie să-l caute aici și acum, înăuntrul său însuși, exact în această clipă. Nici o secundă mai devreme, nici o secundă mai târziu. Cele două grinzi, verticală și orizontală, ale crucii, se întâlnesc în acel punct. Ne aflăm deci clipă de clipă în fața a două drumuri, cel orizontal și cel vertical. Este evident că cel orizontal este foarte ridicol. Pe el merg Eusebiu și toată lumea, Vasile și toți cei care ajung, Grigore și toată lumea. Este clar că cel vertical este diferit. Este drumul răzvrătiților inteligenți, cel al revoluționarilor. Când o persoană își amintește de ea însăși, când lucrează asupra sa însăși, când nu se identifică cu toate problemele și amărăciunile vieții, de fapt merge pe calea verticală. Bun, niciodată nu se dovedește a fi o sarcină ușoară faptul de a elimina emoțiile negative, de a pierde orice identificare cu propriul nostru lux. Probleme de tot felul, afaceri, datorii, plată de poliție, ipoteci, facturi, telefon, apă, lumină, sunt probleme care nu se dovedesc a fi o sarcină ușoară. Acei șomeri care, dintr-un motiv sau altul, și-au pierdut slujba, și-au pierdut serviciul, evident că suferă din cauza lipsei de bani și este cumplit de dificil pentru ei să-și uite situația. Cei ce suferă, cei care plâng, aceia care au fost victime ale vreunei trădări, ale unei nedreptăți în viață, ale unei nerecunoștințe, calomnii sau vreo înșelăciune, într-adevăr, uită de ei înșiși, de ființa lor reală și se identifică complet cu tragedia lor morală. Munca asupra sinelui însuși este o caracteristică fundamentală a drumului vertical. Nimeni nu ar putea călca pe calea marii răzvrătiri dacă niciodată nu muncește asupra lui însuși. Munca la care ne referim este de tip psihologic. Se ocupă de o anumită transformare a momentului prezent în care ne găsim. Trebuie să învățăm să trăim clipă de clipă. De exemplu, o persoană care este disperată din cauza unei probleme sentimentale, economice sau politice, în mod evident, a uitat de ea însăși. Dacă acea persoană se oprește o clipă, dacă observă situația și încearcă să-și amintească de ea însăși și apoi se străduiește să înțeleagă sensul atitudinii sale, dacă reflectă puțin, dacă se gândește că totul trece, că viața este o iluzie, o vremelnicie și că moartea reduce la cenușă toate zădărniciile lumii, dacă înțelege că problema sa în fond nu este decât un foc de paie, o flacără care se stinge curând, va vedea imediat, cu surprindere, că totul s-a schimbat. Să transformi reacții mecanice este posibil prin intermediul confruntării logice și al autoreflexiei intime a ființei. Este evident că lumea reacționează mecanic în fața diverselor circumstanțe ale vieții. Când cineva îi flatează, îi surâd. Când îi umilesc, suferă. Insultă dacă sunt insultați, rănesc dacă sunt răniți. Niciodată nu sunt liberi. Semenilor au puterea de a-i duce de la bucurie la tristețe, de la speranță la disperare. E o vorbă, joacă cum ți-e cântul sau cântă cum joci. Fiecare dintre aceste persoane care merg pe drumul orizontal
se aseamănă cu un instrument muzical la care fiecare dintre semenii săi cântă ce are chef. Cine învață să transforme relațiile mecanice, de fapt, intră pe drumul vertical. Aceasta reprezintă o schimbare fundamentală în nivelul ființei, rezultat extraordinar al răzvrătirii psihologice. Când vedem un om care nu se comportă conform idealului aflat în minte, spunem că este un răzvrătit. Când nu ne comportăm conform matricei mentale a celor din jur, ni se spune că suntem răzvrătiți. Răzvrătirea psihologică înseamnă transformarea reacțiilor mecanice în reacții autentice, care au de a face cu nivelul de ființă. Creștem astfel pe drumul vertical.